Bugetul primăriei Suceava a fost definitivat, anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a mai menționat că bugetul continuă să fie unul al dezvoltării. Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că bugetul primăriei Suceava a fost finalizat. Potrivit acestuia, bugetul continuă să fie unul al dezvoltării. Am finalizat bugetul pentru anul 2022. Ne dorim să aprobăm în ședința de Consiliu Local din data de 27 ianuarie. Astăzi, la ora 14, voi avea o întâlnire cu toți consilierii locali pe tema bugetului. Așa cum am spus, în linii mari, bugetul pentru acest an este la fel ca cel din anul trecut. Total, buget 538.870.580 față de anul trecut 525.478.377, deci este cu 2,5% mai mare decât bugetul anului 2021. Dacă ne referim la secțiuni, dacă anul trecut era mai mare secțiunea de dezvoltare, în acest an e mai mare secțiunea de funcționare. Deci din 538.870.580 la secțiunea de funcționare 301.257.350, care înseamnă 56,84%. Sigur, aici un rol important îl are și creșterea costului la energie electrică și la gazul metan. Chiar astăzi avem o negociere cu cei de la E.ON, în care vin cu niște prețuri foarte mari, aproape de 3 ori mai mari prețul la 273% la energie electrică și 224% la gazul metan, adică de 3 ori și 2 ori mai mare prețurile față de perioada anului trecut, lunii noiembrie 2021. Deci o mare influență în buget vin și aceste majorări de preț. Sigur, vedem exact cum se pot, mă rog, limita aceste plafoane, să urmărim la școli, dar până una alta noi trebuie să prindem acești bani în buget. Și dispunem la secțiunea de dezvoltare la investiții 232.613.230, ce înseamnă 43,16%. Explicația este că sunt mai mici în anul 2022 investiții față de anul 2023, în primul rând datorită fondurilor europene. De anul trecut aveam fonduri europene care erau în execuție și acum avem fonduri europene multe în faza de proiectare. O să discutăm la punctul următor, dar sigur încă nu sunt aprobate și nu sunt trecute în buget. Vreau să vă spun că dacă ne uităm la veniturile la secțiunea de funcționare, deci bugetul este mai mare în anul 2022 comparativ cu anul 2021 cu 13,23%. Deci, așa cum am spus, asta este situația la secțiunea de funcționare, bugetul este mai mare, la cea de dezvoltare bugetul este mai mic cu 11,53% față de anul 2021 și în aceste condiții rămâne în bugetul dezvoltării 43,16%, o sumă destul de importantă și cu proiecte destul de multe, în măsura asigură în care mai se vor mai aproba proiecte europene, se vor debloca lucruri la București, la Comisia Europeană, ele vor fi prinse în buget. Deci asta e în mare parte. Restul, sigur, bugetul la partea de dezvoltare are la bază cele 40 de priorități pe care eu le-am prezentat în o conferință de presă anterioară. Dacă discutăm ca procente, cel mai mult în buget este reprezintă transportul 23,94%, învățământ 14,05% și fac aici o precizare, chiar și unii domni consilieri spuneau că avem buget mai mic ca anii trecuți la învățământ. Nu este adevărat, dacă ne referim strict la învățământ, avem la capitolele de investiții, reparații, avem buget dublu față de anul trecut, dar de 2 ani de zile încoace banii de la învățământ nu mai trec prin buget și evident că bugetul este mai mare, vin direct prin Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar și nu mai trec prin bugetul primăriei așa cum era înainte când ponderea era peste 30% la învățământ. Dar vă spun, comparativ cu anul trecut, bugetul la capitolul reparații și investiții este dublu și o să discutăm într-o conferință de presă separat. Cultură, recreere, domeniul public 13,54%, locuințe de dezvoltare socială 12,72%, protecția mediului 9,93%, unii dintre salubritatea, autorități executive 6,56%, asistență socială 5,93%, combustibile și energie 4,71%, iată când al dat era în top, în acest an aveam un buget mai mic la combustibile și energie și sperăm să putem duce așa până la capătul iernii, consumând numai biomasă, așa cum se întâmplă azi și este curstea plin acolo de biomasă, să nu consumăm gaz metan, să nu crească prețurile la gigacalorii și implicit subvenția care trebuie să o dea primăria.
ordine publică 2,55%, sănătate 1,49%, acțiuni economice 1,75%, evidența persoanelor 1,46%, datoria publică 0,87%, alte acțiuni 0,50%. Deci cam asta este mare parte bugetul. O să mai discutăm anumite secțiuni din el cu prilejul viitoarelor conferințe de presă.